am zis, în primul rând, însăși conceptul este încălcat despre activitatea administrației publice locale. Competențele care revin consilierilor municipali, astăzi sunt preluate în totalitate de către primarul general. Ceea ce nu se întâmplă nicăieri în lume. Este un caz și din comun, valabil doar pentru municipiul Chișinău. Deci este o lege făcută pentru Dorin Chertoacă, care și așa a avut aceste împuterniciri până Consiliul n-a început să scoată numeroasele scheme și nu a început să audieze și să cheme la raport șefii direcții care nici dumneavoastră nu i-ați văzut la ochi mult timp.